bun pariu că nu știi ce o să iasă din acești dulapi uscați și alte câteva scânduri, piese rămase de pe la alte lucrări. Așa că stai până la sfârșit pentru că o să fii total surprins. Iar prima operațiune a fost aceea de debitare a pieselor necesare. M-am folosit și de circular, după care fiecare piesă în parte a intrat la rindeluit, la grosime. Ori de câte ori am de creat astfel de obiecte de mobilier adresate copiilor, acord cu precădere atenție deosebită muchilor, să fie cât mai rotunjite, astfel încât să evit pe viitor orice fel de mic posibil accident. Pentru un rezultat final de succes, șlefuirea joacă de asemenea un rol important, fie că este făcută manual sau cu diferite mașinării. Pentru îmbinarea și fixarea pieselor în toate locurile vizibile, am folosit cepi de lemn cu aracet, iar acolo unde îmbinările nu sunt vizibile din exterior, am folosit holșuruburi. Salteaua va avea ca și dimensiuni 2,20 m, iar bucuria și râsul lui Teodor, care mă așteaptă un frățior, m-a lăsat literalmente fără cuvinte.